Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sindicatul Europol tocmai a dat în fapt șefii din poliție, care aparent au trecut la intimidarea agenților miloși care dau avertismente în loc de amenzi. Practic, ar vrea să dea mai multe amenzi. Fomică? Un pic. Europol a dat publicității o adresă semnată de șeful brigăzii autostrăzi din Poliția Română. Există o brigadă autostrăzi? Autostrăzi? Tu n-ai văzut? Eu când aud, avem autostrada A1, e București, sunt Pitești. Sunt până la 7 de bani. Stai mă puțin. Deci A1 e București, Pitești, da. Și după aia apare, tot A1 e și Arad, Timișoara. Păi da, pentru că e practic coridorul, înțelege, continuațiunea. A1 e... Adică în țara asta, dacă faci 200 de metri de autostradă undeva, îi spui, asta e autostrada A12. Pentru că strănepoții noștri vor avea autostrada, știi? N-ar trebui să fie șeful brigăzii segmente de autostrăzi? Bravo! Adică, da. Cum adică autostrăzi? Nu există autostrăzi complete, există segmente de autostrăzi în țara da, asta. Da, dar e brigada cum era BD. Brigada diversă. Adică ei sunt, aia se ocupau de tot. Erau ei 2-3 oameni care se ocupau de așa și ăștia. Sunt o brigadă la rutieră. De fapt, ei sunt foarte puțini, sunt subdimensionați. E o brigadă care are toate autostrăzile în grijă. Un echipaj, practic. Da. Nu sunt mai multe. Dar nu e nicio autostradă completă în România în momentul ăsta. Una, să zici, băi, gata, mă, asta e, s-a terminat. Hai, mă, că aia la mare, unde vrei să mai mergă? Să o ducă pe plajă? A doi e... Și aia se duce nu știu unde. Nu, că e preluată de A4, la un moment dat. E altă discuție, nu stați pe aia, că astea-s răutăți. Nu, Adi, zi tu, că tu știi, A4 duce la Tulcea. Se varsă în Constanța, la revedere, unde vrei să zic, mă? Ce, mă, avem autostradă până la Tulcea? Da. Da. Nu, că nu e până la Tulcea, duce spre Tulcea. Asta zic. E spre Tulcea. Spre Tulcea, da. 200 de metri. Nu, mă, nu. Merge o bucată. Zi tu, Adi, dacă știi mai mult. Am mers eu. Așa că știi, Adi, că Adi e din zonă. Intervine Adi, care e... Bun. Să revenim. Deci eu vă spun asta, șeful brigăzii autostrăzi șeful brigăzii autostrăzi segmente din Poliția Română a trimis aparent o adresă prin care agenților li se cere să explice în scris, aici e grav, care sunt motivele legale pentru care au acordat avertismente? Cum au apreciat din punct de vedere legal acordarea avertismentelor și nu aplicarea amenzilor? Și citez, cum consideră că sunt realizați indicatorii calitativ și cantitativ din fișa postului pe care îl ocupăm? Băi, nici la bacalaureat nu le dă așa greu. Stai mă puțin, deci au indicatori cantitativi? Da, adică trebuie să dea un anumit număr de și amenzi, calitativi. Nu? Cum înțeleg ei, eu citez acum din acest document, cum înțeleg contribuția pentru îndeplinirea obiectivului instituțional asumat prin dispunerea măsurii sancțiunii avertismentului pentru nerespectarea art. 102, alin 3 și 4 din ordinea asta. Da. Da, măi, deci, când vezi așa ceva... Cum ați voi asta cu avertizii? Că probabil au venit acasă cu un vraf de avertizmente. Măi, trebuie să răspundă pe puncte, înțelegi? Le-a dat ca la examen. 1, 2, 3, 4. Practic, alea. Luați un pic și scriți. Ia ziceți, mă, copii, cum o vedeți voi pe asta cu avertizmente? O dați dat atâtea avertizmente și așa puține amenzi. Care sunt criteriile de apreciere a sancționării? Ia, scrie, mă, criterii. Scrie criterii, să te văd. Știi să scrii criterii? Stimate domnule, eu am dat avertisment deoarece doamna era ochi în lacrimi și... Da, săraca, e tristă. A jurat pe roșu că n-a mai făcut niciodată. Și nici nu o să mai facă vreodată. Asta e situația, deci de acum gata, s-a terminat cu avertismentele, numai amenzi. Dar asta e valabilă pe autostrăzi. Autostrăzi. Da. Nu și în restul, deci... Sper. Mă rog, ghid și colo. Ni se atrage amical atenția că există o autostradă completă în România. Este vorba de autostrada A10 între Sebeș și Turda. Bravo, așa este. Autostrada A10 între Sebeș și Turda are 70 de kilometri. Deci prima autostradă gata, complet, e A10. Da, prima autostradă completă e A10, ai dreptate. Și este, de fapt, un drum de legătură în regim de autostradă. Desigur, asta când nu mai alunecă așa câte un deal pe ea și mai întrerupe, că nu știu dacă au reparat, dar alunecase un deal și se circula pe o singură bandă într-un loc. Dar, da, 70 de kilometri și atunci eu propun în astfel de situații. Deci autostrada A10 face legătura între Sebeș. A1, da, Sebeș și Turda, am zis eu mai devreme, nu erai toate. Deci, deci între A1 și A3. A3 este faimoasa autostradă Bechtel. Și aici, în autostrada Bechtel, asta ar trebui să aibă vreo 600 de kilometri. N-are... Nu, e clar că trebuie să le facă mai mici. Da, n-are acum așa. Deci sunt 600 de kilometri și sunt gata 171, dar pe bucăți. Și eu propun să dăm nume segmentelor, ca să avem și noi mai multe autostrăzi în felul ăsta. Adică dacă avem una de 70 de kilometri, de ce ar să nu spunem, de exemplu, că A3 este doar București-Ploiești, are 60 de kilometri.
Asta este. A, 3 București, bravo. Ploiești, 62 de kilometri și după aia mergem mai departe. Mai e gata segmentul Râșnov-Cristian, are 6 kilometri. Să-i spunem A3,5. Uite, și din A1 am putea face mai multe bucăți. Da, Târgu Mureș-Chețani are 36 de kilometri, îi spunem mai A3,2. 3.2, autostrada 3.2. Da, mă, și le denumim frumos. Autostrada aia 4, dar noi spre Tulcea. La unul ar putea să-i spună A1 București-Bolintin. Da. Și după aia Bolintin-Pitești încă o bucată. Da. Și tot așa, până ajungem la... Corect. El oricum se scot la licitație pe segmente de câte 5 km. Și atunci de ce să nu dai aia 5 km să aibă numele... Și asta de la mare, A4, eu am zis că e spre Tulcea, dar ea n-ajunge la Tulcea, e de la Gigea la Ovidiu. Ar trebui luat modelul BOR. Ai văzut când titorește o biserică, oamenii sunt mândri că strecuți acolo, știi? Așa. Uite, domnul Becali face biserica lui acum, deja a ajuns la alt nivel. Doamne ajută! Dacă s-ar titori și ar fi autostrada Gigi Becali 5 km, Ion Țiriac 10 km... La Ion Țiriac nu... 2 km. Da. Da, ce să știi? Zic? Gică Hagi și tot așa, cred că s-ar face treaba. Și să plătească dânsii? Păi da, bravo, pe de titorie. A, săracii de ei. Păi da, dar urmă rămâi, îți rămâne numele pe veci. Ești pe acolo, uite, tată, tronsonul Hagi. Ap. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.